Cabana din ceață de H. P. Lovecraft În fiecare dimineață, în vecinătatea falezelor de la Kingsport, o ciudată păclă urcă din mare. Albă și pufoasă se înălță din adâncuri spre frații ei norii, plină de visele pășunilor umede și ale peșterilor leviatanului. Iar când, mai târziu, ploi liniștite de vară cad pe acoperișurile ce adăpostesc pe poieți, Norii aceștia împrăștie fărâme de vise pentru ca oamenii să nu trăiască fără să aibă parte de misterele vechi sau de minunățiile pe care în timpul nopții planetele și le povestesc între ele. Când basmele se îndesesc și devin prea numeroase în grotele tritonilor, iar cochiliile răsucite fac să răsune peste orașele de alge marine uitate, melodii desprinse de la cei vechi, atunci, nerăbdătoare, cețurile se adună în aer încărcate cu învățături și taine. Iar aceia care, de pe stânci, privesc oceanul, nu văd decât o neprihănire mistică, de parcă marginea falezei ar fi marginea lumii și clopotele solemne ale balizelor ar răsuna într-un eter feeric. La miază-noapte de Kingsport, târgul arhaic, stânci înalte se ridică în niște curioase baliere până când ultima face ca nordul să pară suspendat în cer, ca un nor cenușiu, de gheață. Este singuratică, pisc izolat, țâșnind în spațiul nemărginit. În locul acela, coasta se răsucește brusc, chiar acolo unde marele miscatonic se aruncă în ocean după ce a străbătut câmpiile, dincolo de Arcam, purtând cu sine legendele și ciudatele amintiri ale pădurilor și colinelor Noii Anglii. Marinarii din Kingsport își înalță ochii spre faleză, așa cum alții și ridică spre steaua polară. Ei își fixează durata carturilor de noapte, după felul cum ea ascunde, ori lasă la vedere ursa mare, Casiopeia și dragonul. Pentru oamenii aceștia, faleza face parte din firmament și, într-adevăr, ea nu dispare din privirile lor decât atunci când ceața acoperă stelele sau soarele. Ei se uită cu simpatie la unele faleze, bunăoară la cea botezată Taica Neptun, ori la înșiruirea de pinteni, pe care o numesc Stăvilarul, dar de cea care se apropie cel mai mult de cer, se tem. Întorși din călătorie, marinarii portughezi își fac semnul crucii îndată ce o observă, iar iancheii bătrâni își spun că e scaladarea, chiar posibilă să fie acolo, ar însemna ceva mai cumplit decât moartea. Există totuși o casă veche în vârful înaltei faleze, iar seara poți vedea lumină dincolo de ferestrele ei cu ochiuri mici. Clădirea se află acolo din totdeauna. Cine locuiește în ea, conversează cu pâclele matinale ce se ridică din adâncuri, așa spune lumea. El ar descoperi pe ocean lucruri stranii în clipele când marginea falezei se confundă cu marginea lumii întregi, când clopotele solemne ale balizelor încep să sune în eterul alb și feeric. Se vorbește astfel fără un temei serios, căci stânca n-a fost niciodată explorată, iar oamenii din împrejurimi evită cu grijă să-și îndrepte lunetele spre ea. Echipajele care vin la ancoră vara au scrutat-o prin binoclu fără să distingă nimic altceva decât vechiul acoperiș cenușiu, ascuțit, acoperit cu șindrilă și având streașină coborâtă până aproape de fundație, sau licărirea gălbuie filtrată prin ferestruici la vremea serii. Vilegia turiștii nu cred că el trăiește în casa aceea de sute de ani, însă nici nu pot aduce dovezi menite să le susțină părerea eretică în ochii locuitorilor din Kingsport nici chiar bătrânul cel strașnic care stă la tacleale cu sticlele, ceasuri întregi, cumpărându-și cele necesare traiului, cu monedele de aur spaniol străvechi și care ține idoli de piatră în curtea casei sale, antediluviene de pe Water Street. Nu poate să spună decât că lucrurile stăteau la fel și pe vremea când bunicul lui era doar un puștan. Și că tot așa trebuie să fi fost cu veacuri în urmă, când Belcher, Shirley și Pounal erau guvernatorii majestății sale în provincia Massachusetts. Apoi, într-o seară, la Kingsport a apărut un filozof. Îl chema Thomas Olney și preda lucruri plicticoase la Universitate din Gorful, Nara Sosise împreună cu o soție corpolentă și cu niște copii gălăgiuși. Ochii și sufletul îi obosiseră de atâta plecare asupra, mereu acelorași înțelepciuni bine disciplinate a contemplat cețurile de pe diadema lui Taica Neptun și a încercat să pătrundă în universul albelor mistere din lungul gradenelor uriașe ale stăvilarului. Dimineață de dimineață stătea lungit pe faleze, privind, peste marginea lumii, eterul criptic și îndepărtat, ascultând clopotele spectrale și țipetele sălbatice ale pescărușilor. Îndată ce păcla se ridica, iar marea reintra în monotonia fumului, produs de vapoarele cu aburi, el suspina și descindea în târg, unde îi plăcea să se plimbe pe străduțele întortocheate și vechi, ce urcă și coboară dealul, să studieze zidurile șubrede și intrările cu coloanele bizare, ce adăpostiseră atâtea generații de marinari viguroși. El vorbea până și cu bătrânul cel strașnic, care nu iubea pe străini, dar pe acesta îl invita în casa lui incredibil de arhaică, unde tavanele joase și lambriurile roase de cari erau martorii unor solilogvii nelinștitoare de-a lungul orelor nopții. Bineînțeles, Olni nu putea să nu remarce casa cenușie și tainică pierdută pe stânca sinistră ce se confunda cu ceața și cu cerul. Misterul din jurul clădirii stârnise mereu șușoteli prin străduțele șerpuitoare din Kingsport. Strajnicul bătrân relata cu voce asmatică povestea știută de la tatăl său, cel ce zărise într-o noapte un fulger imens, țâșnind din casa cu acoperișuri ascuțite și înfigându-se în norii de pe cer. Bunicuța Orne, a cărei căsuță din Ship Street zace în întregime sub mușchi și iederă, povestea că bunica ei auzise vorbindu-se despre niște alcătuiri stranii de ceață, care zburau și intrau de-a dreptul prin poarta îngustă, unica de altfel, a locului acelui inaccesibil, căci intrarea se găsește pe buza falezei spre ocean și nu este vizibilă decât de pe vapoare. La sfârșit, dornic să afle lucruri noi și deloc marcat de teama locuitorilor din Kingsport sau de trândăvia obișnuită a a turiștilor, Olnii luă -o, o hotărâre cumplită. În ciuda educației sale conservatoare, ori din cauza ei, căci existențele rutiniere hrănesc ascunse pasiuni pentru necunoscut, el se jură să escaladeze faleza interzisă și să viziteze vechea casă cenușie care se profila pe cer. La drept vorbind, partea cea mai rațională a personalității sale îi sugera că locuitorii casei aveau posibilitatea să ajungă acolo dinspre interiorul ținutului urmau, fără îndoială, o cale întinsă de-a lungul culmii cele mai apropiate de estuarul lui Miscatonic. Probabil își făceau târguielile la arcam, știind bine că în Kingsport casa nu prea le era iubită, sau poate că pur și simplu nu era un stare să coboare faleza dinspre orășel. Olney mersă în lungul falezei mai joase până la locul unde uriașa stâncă se înălța cu insolență Spre a se uni cu lucrurile celeste. Se asigură că nicio forță umană nu se putea cățăra pe acolo, și nici nu putea descinde folosind panta amenințătoare dinspre sud. La est și nord, stânca, la fel de impracticabilă, se ridica la mii de picioare, perpendicular pe apă. Nu rămânea decât flancul vestic, întors spre interior, în direcția Arcam. Într-o dimineață de august, de vreme. Olnii se apucă să caute un drum spre piscul inaccesibil. Merse către nord-vest pe un traseu plăcut, din care pășunile se înălțau spre culmea ce domina fluviul miscatonic, și de unde ai o minunată priveliște a clopotințelor albe din Arkham. Acolo găseau un drumeag umbros ce conducea spre orașul acela, dar niciunul în direcția mării, cum sperase el. Păduri și câmpuri coborau până la gura fluviului. Nu se vedea niciun semn al prezenței umane, nici măcar vreun zid de piatră ori o vacă singuratică, doar iarba înaltă, copaci uriași și încălceala rugilor, așa cum trebuie să li se fie înfățișat și primilor indieni. Pe când urca încet spre est, tot mai sus deasupra istoarului aflat în stânga sa, ca să se apropie de mare, descoperi că drumul devenea din ce în ce mai greu de străbătut, și sfârși prin a se întreba cum puteau oare să se descurce locuitorii acelui teren detestat când ieșeau la lumea exterioară, mergând la Arcam după cumpărături. Apoi copace se răriră și, departe sub el, în dreapta, văzu colinele, acoperișurile vechi și turnurile din Kingsport. Până și dealul centralului era minuscul, privit de la acea înălțime, și abia puteai distinge vechiul cimitir în vecinătatea spitalului congregației, sub care se zvonea că se ascund pivnițe și cripte înspăimântătoare. În față creștea o iarbă deasă, erau tufe de scai și rugi de mure, iar dincolo stânca golașă a falezei și acoperișul ascuțit al temutei case cenușii. De acum creasta se îngusta, iar Olney se simți teribil de singur sub cerul ostil, aproape de prăpastea îngrozitoare dinspre Kingsport, la sud și pe peretele vertical ce măsura aproape un kilometru înălțime la vărsarea fluviului spre nord. Deodată descoperi o groapă căscată chiar în fața lui. Agățându-se în mâini, coborâ în ea până la o adâncime de vreo 3 metri, apoi se târâ periculos în lungul unui defileu natural spre peretele opus. Deci așa călătoreau între cer și pământ locuitorii acelei case fantastice. Când ieși din râpă, ceața dimineții începuse să se adune, dar văzut deslușit înainte casa proscrisă, înaltă, cu zidurile la fel de cenușii ca stânca și cu acoperișul ivindu-se îndrăzneț din mijlocul albului lăptos al aburului marin. Și observă că nu exista nicio ușă în părțile dinspre pământ, ci doar câteva ferestruici cu geamuri opace în ochi de bou, plumbuite după moda secolului al XVII-lea pretutindeni în jurul său, era doar un haos al norilor, nu vedea nimic altceva decât albeața spațiului nemărginit. Era singur în cer, cu casa aceea ciudată și extrem de tulburătoare. Străbătând din cinta până la fațadă, descoperi că zidul se continua direct cu peretele falezei, încât la ușa îngustă nu putea ajunge decât prin aer. Se simți cuprins de o teroare pe care numai altitudinea singură nu o putea explica. Nu era oare prea straniu că o șindrilă atât de roasă de cari rezistase timpului și că niște cărămizi atât de sfărâmicioase alcătuiau un horn care se mai ținea pe picioare? Întrucât ceața se îngroșa, Olnii ocoli casa prin dreptul ferestrelor dinspre nord, vest și sud, găsindu-le pe toate zăvorâte. Asta îl mulțumi întrucâtva, căci, cu cât privea clădirea, cu atât mai puțin îl tenta să intre în ea. Chiar atunci un zgomot îl făcuse tresară. Auzi un scrâșnet de încuietoare, un scârțit prelung, ca și cum o poartă grea s-ar fi deschisă încet și prudent, apoi un pocnet de zăvor. Asta se întâmpla în partea dinspre ocean, unde ușa îngustă se deschidea în spațiul vid, la mii de picioare deasupra valurilor, într-un cer pătlos. Apoi în casă răsunară călcăituri grele și hotărâte, iar Olni auzi ferestrele deschizându-se, mai întâi pe latura nordică, în fața lui, apoi la vest, pe latura cealaltă. Când surprinse mișcare lângă cerceverele cele mai apropiate de el, se strecură spre latura dinspre vest și se lipi de zid lângă ferestrele deja deschise. Era evident că se întorsese proprietarul, însă era tot atât de clar că nu venise pe pământ nici cu vreun balon sau cu o altă aeronavă ce poate fi imaginată. Din nou răsuna răpași. Olni dădu colțul spre nord, dar înainte de a-și putea găsi adăpost, un glas îl chemă încet și el știu că urma să facă de acum cunoștință cu anfitrionul. La fereastra vestică ieșise o față mare cu o barbă neagră și ochi fosforescenți în care spectacole nemaipomenite își lăsaseră amprenta însă vocea era blândă. În mod curios de suietă, încât Olni nu se înfioră când o mână negricioasă se întinse spre el, ajutându-l să pătrundă în casa aceea bizară, cu lemnărie de stejar negru și mobilier în stil Tudor. Bărbatul era îmbrăcat în veșminte foarte vechi. Părea aureolat de știința mării și de visările înaltelor galioane. Olni, nu-și aminti mai târziu toate minunățile pe care îi le povestise și nici măcar cine era, dar afirmă că omul era binevoitor, plin de o magie a insondabilelor vise ale timpului și spațiului. Mica încăpere părea verde. Ea arăta ca luminată de o slabă lumină, acvatică, iar Olni văzu că ferestrele dinspre est nu erau deschise, ci zăvorâte, ferindu o astfel de ceață cu geamurile lor groase și spălăcite, ca fundul sticlelor vechi. Amfitrionul bărbos avea un aer tineresc, însă privirea părea să izvorească din străfundurile veacurilor. Legendele povestite de el despre extraordinarele lucruri străvechi îngăduiau să ghicești că oamenii din târg aveau dreptate să-l creadă aflat în legătură cu cețurile mării și cu norii cerului încă de la ivirea primei așezări, capabile să-i contemple de pe câmpie retragerea solitară. Ziua se sfârșa, iar Olni tot mai asculta istorii din timpurile foarte vechi și din locuri îndepărtate. Află că regii Atlantidei se luptaseră cu niște făpturi văscoase și nelegiuite, ce ieșeau târâși din crevasele de pe fundul oceanului, și că Templul lui Poseidon, cu coloanele acoperite de alge, mai poate fi zărit la miezul nopții, de pe navele ajunse în pericol și care, văzându-l, știu că sunt pierdute. Fui evocată epoca tritonilor. Dar gazda a început să ezite când pomenea de vremurile de dinainte, de nașterea zeilor și chiar de zeii străvechi, când ceilalți zei veneau să danseze pe piscul Hateg Kla, în pustiul stâncos de lângă ultar, dincolo de râul Sky. Chiar atunci se auzi răbătăi la ușă, ușa aceea veche din stejar ferecat, dincolo de care nu era decât abisul norilor albi. Olni, tresări speriat, dar bărbosul îi făcu semn să stea liniștit. Merse în vârful picioarelor până la ușă ca să privească prin ferăstruică. Văzut ceva neplăcut, fiindcă, ducându-și degetul la buze, reveni tot în vârful picioarelor să închidă ferestrele înainte de a se așeza din nou pe scaunul vechi, lângă invitatul său. Olni distinse atunci o bizară siluetă neagră, întârzind la geamul translucid al fiecărei ferestre și fu bucuros că anfitrionul nu răspunsese bătăilor de la intrare. Căci sunt destule lucruri strani și imprevizibile în marele infinit, iar cel ce caută visele trebuie să evite să se trezească ori să întâlnească pe cei care nu le caută. Apoi umbrele începură să se adune la oaltă. Mai întâi micile umbre furișate care se ascundeau sub masă, urmate de altele mai îndrăznețe de prin întunecoasele unghiere lambrisate. Omul cu barbă făcu atunci gesturi de rugă enigmatică și aprinse lumânări mari în niște candelabre de aramă ornamentate în mod curios. Arunca mereu priviri fugare spre ușă de parcă ar fi pândit pe cineva. Așteptarea nu-i fuza darnică, pentru că nu peste mult se auzi în ușă un ciocănit cu totul aparte după un foarte vechi cod secret fără îndoială. De data asta nu se mai uită prin ferăstruică, ci împinse bărna de stejar și de scuie ușa grea deschizând-o larg spre stele și spre ceață. În clipa aceea, un șuvoi de armonie obscură pătrunse în încăpere, iar pe urma lui, venite din adâncurile oceanelor, toate visele și amintirile puternicilor dispăruți de pe pământ. Și flăcări aurii jucară în plete de alge, încât olnii forbit și salută respectos. Erau acolo Neptun cu tridentul său și tritonii jucăuși și nereidele fantastice. Pe spinarea delfinilor se legăna o uriașă scoică purtând alcătuirea cenușie și cumplită a primitivului Nodens, stăpânul Marii Genuni. Cochiliile și tritonii scoase răzvonuri ciudate, iar nereidele lansară sunete stranii, lovind în carapacele unor monștri necunoscuți ce-și au sălașul ascuns în negre peșteri marine. Atunci, venerabilul Nodens își întinse mâna veștedă ajutându-i pe Olni și pe anfitrionul acestuia să urce în scoica uriașă. Cochiliile și gongurile făcură să izbucnească o gălăgie sălbatică înspăimântătoare. Fabulosul echipaj se lansă în eterul nemărginit, în vreme ce efectele larmei sale se pierdeau în ecouri de tunet. Toată noaptea, la Kingsport, privirile se îndreptară spre faleza cea mai înaltă de fiecare dată când furtuna și ceața o îngăduiau. Către zori, când micile ferestre se întunecară, s-a vorbit în șoaptă de nenorocire și dezastru, iar copiii corpolentei soția lui Olnii înălțară rugi Dumnezeului Baptiștilor, dorindu-i călătorului să găsească undeva o umbrelă și cizme de cauciuc, dacă ploaia n-avea să se oprească măcar dimineața. Apoi, Aurora ieși din mare, picurând de apă și încununată de ceață, iar balizele clincăniră solemn în vârtejurile de eter alb. Iar la amiază, corurile elfilor răsunară peste ocean, în vreme ce Olni, coborând falezele uscat și încălțat lejer, își făcea intrarea în Kingsport cu aerul cuiva care a văzut țări îndepărtate. Fui incapabil să-și amintească la ce anume visase, în cabina puznicului fără nume, înfiptă în cer, și nici nu se pricepuse să explice cum coboruse de pe stânga aceea, unde omul nu-și pusese niciodată piciorul. Nu vorbi cu nimeni despre aventura sa, exceptându l pe bătrânul cel strajnic, care de atunci înainte murmura, în barba albă, lucruri ciudate, gata să jure că bărbatul coborât de pe faleză nu mai era cel care urcase, și că spiritul celui numit Thomas Olney. Plutea acolo, sus, fie sub acoperișul cenușiu și ascuțit, fie printre crestele de necuprins ale sinistrei pâcle albe. Iar din ziua respectivă, de-a lungul multor ani de viață mediocră și lașă, filozoful muncii, mâncă, dormi și duse la bun sfârșit toate actele unui bun cetățean. El nu mai tânjește după magia colinelor îndepărtate, și nici nu mai suspină pentru misterele ce urcă asemeni unor recife verzi dintr-o mare fără fund. Monotonia vieții nu-i mai stârnește tristețe, iar gândurile bine disciplinate îi satisfac imaginația. Soția lui a ajuns mai corpolentă, copiii mai mari mai gălăgioși, iar el nu scapă niciodată prilejul de a arăta cât se mândrește cu ei. În priviri nu-i scapă nicio neliniște, iar dacă ascultă uneori clopotele solemne sau goarnele elfilor îndepărtați, asta se întâmplă în mai noaptea, când rătăcesc bătrânele vise. N-a mai revenit niciodată la Kingsport, căci familiei sale nu-i plăceau casele vechi și se plângea de proasta a coșurilor de sobă. Au acum un bungalow la Bristol Highlands, unde nu există faleze înalte, iar vecinii sunt moderni și civilizați dar la Kingsport se aud istorii ciudate. Până și bătrânul cel strajnic admite ceva nepovestit de bunicul său. Căci acum, când vântul de nord suflă cu zgomot deasupra casei, ce se confundă cu firmamentul, s-a rupt în sfârșit tăcerea neliniștită și amenințătoare, instalată cu mult înainte ca pesta să facă ravagii prin târgul Kingsport. Iar vârstnicii vorbesc de niște glasuri voioase pe care le aud, cântând, și de un râs încărcat de bucurii nepământești. Ei spun că seara, ferestrele sunt mai luminate ca o Mai spun că aurora vine mai des prin locurile acelea, drapată într-un albastru strălucitor cu năluciri din universul înghețat, pe când stânca și casa se conturează, negre și fantastice, pe un fundal dezlănțuit. Iar cețurile din zori sunt mai groase. Cât despre marinari, ei nu mai sunt foarte siguri că zvonurile vătuite ale mării provin de la balize. Cel mai curios dintre toate faptele este dispariția vechilor temeri din sufletele tinerilor din Kingsport. Ei sunt acum dispuși să asculte noaptea și eratul slab al vântului de nord și jură că nici răul, nici durerea nu pot locui în vechea casă cu acoperiș ascuțit, căci noile voci sunt pline de bucurie, iar odată cu ele se aud râsete și muzică. Nu se știe ce legende vor fi aducând cețurile marine pe acel pisc bântuit, dar tinerii ard de dorința de a cunoaște minunile ce bat la ușa căscată pe faleză, când norii se îngroașă mult, încât bătrânii se tem ca nu cumva într-o bună zi, ei să înceapă să se cațere unul după altul spre vârful inaccesibil în cer, ca să descopere secretul ascuns de veacuri, sub ascuțitul acoperiș de șindrilă, care face parte din stâncă, din stele și din vechile spaime de la Kingsport. Nu se îndoiesc că tinerii aceștia aventuroși au să se întoarcă, dar socotesc că o lumină le va pieri din priviri și voința le va părăsi inimile. Ei doresc ca vechiul Kingsport, cu străduțele sale abrupte și cu fațade arhaice, să-și continue existența și să nu cadă în apatie pe măsură ce se întărește corul ritualului în teribilul cuib de vulturi necunoscut, unde ceața și visele poposesc pentru o dignă pe parcursul călătoriei lor din mare spre cer. Ei nu vor ca sufletele tinerilor să abandoneze căminele plăcute și tavernele cu acoperișurile triunghiulare din vechiul Kingsport și nici să-și dorească eventual cariturile și cântecele din acel loc stâncos să crească în intensitate. Căci, Așa cum glasul a adus alte cețuri din mare și alte lumini dinspre nord, ei spun că glasuri noi vor aduce încă și mai multe cețuri, mai multe lumini, până când zeii străvechi, pe care îi pomenesc doar pe șoptite, de teamă să nu-i audă păstorul, au să iasă poate din adâncurile neștiute ale pustiului cadat, instalându-se pe stânca aceea, atât de apropiată de dealurile și de văile surzătoare ale neamului lor liniștit de pescari ei nu răvnesc la nimic din toate acestea, fiindcă pentru oamenii simpli, lucrurile nepământești nu sunt binevenite. Și în plus, bătrânul cel strajnic amintește adesea spusele lui Olnei despre bătăile în ușă de care locatarul cabanii se temea și despre forma profilată în ceață, prin geamurile ciudate, opace și plumbuite, ale ferestrelor în ochi de bou. Totuși, doar străvechii pot să hotărească lucrurile acestea iar ceața matinală se ridică între timp deasupra piscului singuratic, în vârful căruia stă cocoțat amințător casa de demult, casa cenușie cu streși înjoase, unde nu vezi pe nimeni, dar seara aprinde lumini tainice, când vântul de la nord se face ecoul unor petreceri ciudate. Albă și pufoasă, ceața se înalță din adâncuri către frații ei norii, plină de visele pășunilor umede și ale peșterilor leviatanului. Și pe când bazmele se îndesesc și devin prea numeroase în grotele tritonilor, iar cu ochiliile răsucite fac să răsune peste orașele de alge marine, uitate melodii desprinse de la cei vechi, atunci, nerăbdătoare, cețurile se adună în aer, încărcate cu învățături și taine. Iar aceia care privesc spre ocean din Kingsport, târg cuibărit incomod pe falizele joase, de sub acea temută santinelă de piatră, nu văd decât o neprihănire mistică de parcă marginea falezei ar fi marginea lumii și clopotele solemne ale balizelor ar răsuna într-un eter feeric. Sfârșit.